Miercuri, 17 iunie, elevii absolvenți de clasa 8-a au susținut la nivel național proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale 2020. Pe o vreme ploioasă, în fața școlii gimnaziale din Dumbrăvița, părinții au așteptat cu mare emoție ieșirea copiilor din sălile de examen. Spuneți-ne pe cine așteptați astăzi aici? Pe fiica mea este clasa 8-a, a terminat clasa 8-a și acum este la examenul de evaluare. Cum s-a descurcat la română data trecută? La română s-a descurcat chiar foarte bine, am înțeles că subiectele au fost destul de lejere și acceptate de către ei. Ce așteptări aveți de la examenul de astăzi? Ca și orice părinte, avem așteptări mari cu rezolvări integrale a subiectelor. Acum vedem și ce se întâmplă la final când obținem nota. Unde ați vrea să o dați în continuare la liceu? E alegerea ei sau dumneavoastră? Este clar alegerea ei, dacă la un moment dat am optat pentru SN, acum ne gândim și pe Mate Info dacă scoate medie, dar SN-ul totuși cred că rămâne prima variantă pentru ea. Ea este cea care ea va alege. Ceau, spune-ne cum a fost examenul de astăzi. Greu nu a fost, doar că trebuia să fii atent, mai ales la ultima problemă, care avea un subpunct la final care era puțin mai greu, dar în rest tot a fost ușor. Cam cât crezi că o să iei? Între 9 și 9.50. La română cum te-ai descurcat? Și la română a fost tot ușor, tot la fel, între 9 și 10, mai mult, mai puțin nu iau, că restul a fost corect. Ai avut emoții? Nu, prea doar noaptea, când am avut doar. La ce liceu vrei să dai în continuare? Păi, Moisil, Loga sau CNB. Bună ziua, spuneți-ne cu cine ați venit aici astăzi, pe cine așteptați? Cu băiatul. Ce așteptări aveți de la examenul de astăzi? Să sperăm că au fost rezultate bune. Unde ați vrea să-l dați, la liceu? La Calderon. La școala gimnazială din Dumbrăvița, aceasta este ultima probă de examen din cadrul evaluării naționale, urmând ca în data de 22 iunie să se afișeze rezultatele până la ora 14. În aceea zi, între orele 16 și 19 și pe 23 iunie, între orele 8-12, se vor putea depune contestațiile. În data de 27 iunie este programată afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor. Spune-ne cum ți s-au părut subiectele de astăzi. De ușor. La română cum te-ai descurcat? Bine, cred că iau un 8 sau un 9. Și acum la mate, cam cât crezi că iei? Peste 8. 8, 50, 9, pe acolo. La ce liceu ai vrea să mergi în continuare? La Calderon. S-au părut subiectele? Foarte, foarte simple. Wow! Și la română cum te-ai descurcat? Cât de cât bine, mai puțin la al doilea subiect care am dat-o puțin în bară. Și din câte știi, colegii tăi au făcut bine la examene? Da, au făcut foarte bine, s-au descurcat. Spre ce liceu urmezi, vrei să te duci în continuare? În special Calderon, pe Mate Informatică. Okay. Bună ziua, spuneți-ne cu cine ați venit astăzi aici, pe cine așteptați? Pe fiul meu. Sper să fie într-un ceas bun. Acum e un sfârșit de emoție, un maxim și ne vom liniști. La română cum s-a descurcat? Păi, cred că toată lumea s-a descurcat bine, cel puțin așa au spus toți, acum, și el printre ei. Acum să vedem matematica. În continuare, unde ați vrea să îl dați la liceu? Shakespeare vrea. Nu contează ce vreau eu, ce vrea el până la urmă. Mulțumesc. Să vedem, să fie bine. Toți să reușească.